În urma evenimentelor din ultima perioadă, multe instituții de învățământ din județul Gorj au luat hotărârea de a desfășura activități în cadrul programelor Școala Altfel sau Săptămâna Verde, în așa fel încât elevii să se afle în afara sălilor de curs. Se pare că o prioritate în ceea ce privește activitățile derulate de școli în decursul programului Școala Altfel o constituie Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj. Astăzi, la sediul instituției au fost prezenți elevi de clasa a treia de la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu din municipiul Târgu Jiu. Cei mici au luat parte la discuții cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l adoptăm într-o situație de urgență, în special când vine vorba de cutremur. Reprezentanții ISU Gorj susțin că un comportament preventiv este esențial încă de la vârste fragede, iar educația și cunoștințele pe care le deprindem cu siguranță ne vor fi utile atunci când ne confruntăm cu o situație de urgență. Mai multe unități școlare de pe raza județului Gorj au ales ca în această perioadă să desfășoare programele Școala Altfel sau Săptămâna Verde. Astăzi am primit vizita unor copii de clasa a treia din cadrul Școlii Gimnaziale Constantin Săvoiu din municipiul Târgu Jiu. Chiar dacă vorbim despre copii de clasa a treia, spre surprinderea noastră, aceștia erau foarte pregătiți în a interveni primar în cazul producerii unor situații de urgență, inclusiv în cazul unui cutremur, pentru că vedem cu toții ce s-a întâmplat în ultima perioadă în județul Gorj.